mulțumesc frumos că ați ajuns în numărul atât de mare la această întâlnire. Practic este vorba despre o întâlnire cu titlul de bilanț al realizărilor și al planurilor pentru viitor, realizări pentru anul 2018 și planuri pentru ce urmează. Consider că a fost un an plin cu foarte multe evenimente cu rezultate deosebite și e momentul să le aducem pe tapet, să le discutăm. Dar înainte de a le discuta, vreau să salut prezența domnului primar Cristian Matei alături de mine aici la conferință. Omul cu care tot în această încăpere eram și acum vreo 5 ani și jumătate și încercam să găsim o soluție de salvare a clubului, soluție care era atunci de domeniul fantasticului și totuși, cu ajutorul dumnealui, am reușit să o găsim. A fost un moment critic în cariera acestui club. Deja sunt 5 ani jumătate. Da. Iar de la acel moment, cred eu că am reușit să mergem doar înainte și cu direcția în sus, cu rezultate de la an la an mai bune. Iar acum stăm în fața noastră cu un palmares care pentru noi este unul extraordinar de pozitiv, extraordinar de onorat. Domnul primar, mulțumesc că ați venit și vrea să vă dau cuvântul în acest moment pentru... Vis-a-vis de activitatea clubului de handbal, cred că multe cuvinte sunt de prisos în prea ce vorbim. Performanța deja se vede. Discutăm deja de o familie. Eu am urmărit an de an cum crește numărul de suport. Inclusiv pe pagina personală de Facebook primesc din ce în ce mai multe încurajări și mulțumiri, așa, chiar dacă nu sunt exprimate la modul cel mai obiectiv, dar să vezi deja o stare de emulație pozitivă în rândul suporterilor. Spuneam, sunt din ce în ce mai mult, poate și datorită știu, cadrului familiar, ghilimele de rigoare în care ne situăm. Sur, dar am fost întrebat și de președintele Federației, domnul Dedu, și de alte persoane, chiar și în străinătate, ce se întâmplă, de ce are Turda așa performanță, cum o definesc eu ca primar. Singura explicație pe care am dat-o a fost datorită mărimii orașului, zic eu, datorită căldurii suporterilor, datorită faptului că ne-am implicat ca și administrație publică locală, și nu numai. Și am căutat împreună să găsim toate soluțiile de supraviețuire și de a merge înainte. Nimic nu se poate realiza fără efort. Efortul ăsta l-am făcut toți. Și eu zic că avem în acest moment o stare de suficiență, încât eu am convingerea că în România echipa noastră poate să bată pe oricine, oricând, sigur că depinde de anumiți factori, dar la o stare de sănătate bună a jucătorilor și la determinarea care e mână luptă, sunt convins că oricând putem să învingem orice echipă din România, spun. Sigur că sunt echipe mai profesioniste decât noi, sigur și cu alte bugete, și cu alt timp alocat aceste activități. Dar eu mă mândresc prin faptul că am crescut acești juniori. Chiar mai înainte spunea Flaviu de băieții de jos că grupa 5, nu? Grupa 4, 1 și 2 și 1 și 2. Da, 1 și 2, da. Deci, da, sunt, dacă te uiți, dezvoltarea fizică e extraordinară, ca și la echipa mare. Și eu mă declar mulțumit. Îndrăznesc să cred că putem termina pe locul 1. Nu numai să cred, vreau să-și încurajez conducerea clubului și că mie îmi place de regulă să țintesc cât mai sus, că dacă țintesc jos,
poate că ne merge și mai rost. Dacă țintești sus, este posibil să luăm pe locul întâi, nu la campionatul național. Până atunci, n-am ce să spun decât doresc succes echipei nouă, să putem să facem față și financiar. Funcție de provocări, vedem ce mai putem aloca fonduri și am reușit să avem și un excedent destul de important financiar, un excedent bugetar la bugetul primăriei și facem tot posibilul ca cei care fac performanță să meargă înainte. Ca să continui ideea subliniată de domnul primar, privire la exigențele dânsului în materie de obiective, dorința eternă pentru locul întâi este una pe care o avem și noi aici, în clubul Botaisa. Aceste exigențe nu sunt lipsite de acoperire, nu neapărat luându-ne după buget sau după posibilități, comparându-ne cu alții, ci prin tot ceea ce se creează în jurul acestei echipe, ca, nu doar ca și emulație, avem un public superb, dar administrația locală s-a străduit enorm să ne asigure o bază solidă pentru a face performanța la Turda și această bază se divide pe mai multe paliere. În primul rând, toată lumea cunoaște obiectivul atins de câștigarea Cupei Challenge, un obiectiv care în mult timp în urmă părea doar un vis. A fost un vis faptul că am jucat o finală în 2017, atunci ne-am permis să visăm la mai mult decât a juca o finală, au și câștigat, reușit anul acesta. Este trofeul suprem la materie de sport de echipă pentru județul Cluj, primul trofeu european din istoria acestui județ. Dar, observând acel trofeu, trebuie să ne uităm și în spatele lui. Bugetul asigurat, condițiile materiale asigurate s-au răsfrânt și asupra lupelor de junior. Aici, la Turda, pe 7 segmente, 6-5 de juniori, o echipa a doua și echipa de seniori, practic găzduiesc activitatea peste 200 de sportivi implicați în acest fenomen. Este un lucru pe care mulți îl invidiază pentru că, fiind sportiv, de multe ori reușești să te realizezi la distanță foarte mare de casă, cu multe sacrificii care țin de viața de familie, care țin de viața personală. E bine, aici la Turda s-au creat condiții ca această comunitate să-și poată crește sănătos tinerii, copiii turdenilor cresc făcând performanță în orașul lor. Au ajuns jucători la 6-8 numărul lor în rândul copiilor, selectați și titulari la grupele de lot național din care fac parte. Avem 3 jucători selectați la lotul național de seniori. Practic, realizând o creștere atât de sănătoasă în termen de 10 ani de zile, pentru că nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta și având susținerea administrației atâta timp și în ultimii ani de zile la un nivel foarte, foarte liniștitor pentru ca fiecare să se poată concentra asupra activității și a putea performa, eu zic că este o realizare mult, mult mai intensă și mai mare decât dacă privim strict către un trofeu. Se dezvoltă în condiții de mare performanță, peste 200 de sportivi aici la Turda, fără să achită o taxă de participare pe care multe alte locuri din țară o achită. Clubul a investit în echipa a doua, unde se face pasul de la junior către senior, deși multe alte cluburi au optat în a-și mai cumpăra 2-3 jucători la senior. Noi n-am făcut asta pentru că obiectivul final pe care vrem să-l atingem este o echipă a Turzii de mare performanță, formată din cât mai mulți jucători crescuți de noi. Anul acesta, peste 10 cetățeni de onoare vin din rândul sportivilor crescuți la Turda, care sunt turdeni. Eu zic că aceste detalii valorează mult mai mult decât un trofeu în sine și acest lucru nu se întâmplă doar acum, s-a întâmplat de câțiva ani de zile și ni se asigură de către administrație și de către toți ceilalți implicați din mediul privat, suporteri, o continuitate care este foarte, foarte sănătoasă și foarte benefică pentru această comunitate. Eu că odată cu venirea sălii, care este iarăși un proiect care cu mult timp în urmă era doar la stadiul de vis, acum este o pură realitate, sunt toate condițiile îndeplinite pentru a avea această sală și sunt convins că domnul primar va duce demersurile până la nivelul a vedea sala în picioare și a juca în ea. Mi s-au promis activități
ale echipelor naționale aici la Turda, un centru olimpic s-ar putea să aibă înființare aici la Turda. Zic eu că multe, multe aspecte au fost atinse și chiar depășite de activitatea noastră aici la, la clubul de handbal. În ce privește perspectiva anului 2019, fiind în plin campionat, campionatul fiind competiția în care am rămas angrenat după ce am întâlnit FC Porto în Cupa Challenge, un adversar care s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru noi în acest moment, dar a fost și pentru alții. Să nu uităm că FC Porto a eliminat organizatoarea Final Four-ului, echipa din Bundesliga Magdeburg și acces în grupele EHF. Zic eu că în campionat, cu această echipă pe care noi avem, cu acești băieți care au un caracter deosebit și într-adevăr se comportă ca și o familie, dacă vom fi feriți de accidentări, cred eu că putem ataca titluri sau măcar finala campionatului. Am jucat deja 4 finale mici, e timpul să încercăm să jucăm și o finală mare în campionatul românesc. Și să câștigăm. Și să și câștigăm dacă ajungem acolo. Până atunci aș mai vrea să subliniez și faptul că tot anul acesta, antrenorul echipei noastre, turdeanul Horațiu Gal, a fost distins cu titlul de antrenor emerit, cea mai înaltă distinție pe care o poate primi un antrenor în sportul românesc, iar în ciuda a foarte multe oferte care au, pe care el le-a primit de la diverse cluburi sau chiar de la cluburi din diverse cluburi din țară și chiar de la cluburi de afară, a ales să continue la Turda, crezând în obiectivul nostru comun, acela de a avea o echipă campioană la un moment dat și o echipă care să se compună din turdeni de foarte mare valoare. Cred eu că toate aceste gânduri ale noastre de performanță sunt acoperite de o bază solidă și baza aceasta solidă este reprezentată de cei 200 de sportivi care vin puternic din spate și an de an sunt parcă tot mai talentați. Întrebări, dacă aveți. Dar eu să completez înainte de întrebări. Nu știu dacă se face ca intervievatul să întrebe presa. Se poate? Ei, uite, nu o să vă întreb. Fiindcă am convingerea că toți de aici sunteți foarte mândri de fenomenul sportiv care se întâmplă la Turda. Sigur, a început cu handbalul, datorită muncii, abnegației și dăruirii pe care au avut-o câțiva tineri, la momentul când am început, când se juca în Liga 2, nu? Și uite unde am ajuns, adică foarte mult jurnaliști s-au simțit mândri să participe la Turda, discutând atât de lejer despre o echipă de performanță Liga A, primele trei locuri, nu? Deci Clujul așa ceva nu are. Despre ce vorbim? La Turda reușim, dar nu reușește. Cu un buget local, să spun, cam de 35 de ori mai mare decât al Turdei, și ca să nu vorbim și de alte conexiuni care se pot realiza acolo, de investitorii care sunt acolo, de posibilitățile de sponsorizare sau de susținere prin reclamă publicitate a echipei. Aici trebuie făcută de multe ori diferența de nuanță și, într-adevăr, este greu de crezut că o echipă de top. Pe mine întreba și Georgescu, de la Dinamo. Deci să știți că am întrebat pe tot la domn primar, totuși cum reușit? Să zic, cu ajutorul dumneavoastră, mi-am dat jucători. Eu am glumit, bineînțeles. Dar trebuie să fim mândri de chestia asta. Că reușim o chestie care nu reușesc multe municipii mari. Multe. Iar care o reușesc, reușesc cu bani mulți de tot. Cam asta am vrut să spun și să comunicați și la colegii jurnaliști din alte localități, că la Turda se întâmplă minuni. În continuare.